Universitatea din Craiova este promotorul proiectului Trepan, regândirea și consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire și dezvoltarea de parteneriate la nivel național. Proiectul a fost lansat astăzi și la Turnul Severin. El oferă în primul rând consiliere pentru tinerii afaceriști. Începând cu luna ianuarie 2011 până în luna octombrie 2011, având drept scop dezvoltarea abilităților antreprenoriale din domeniul IMM-urilor. Avem parteneri din străinătate, respectiv din Portugalia, și proiectul se desfășoară în România în 4 regiuni, respectiv sud-vest, centru, nord și nord-vest. În Turnul Severin se va organiza un incubator de afaceri. Vom căuta 10 tineri, care condiția principală este să știe limba engleză. Cursurile vor fi predate în limba engleză. Din acești 10 tineri care vin cu idei de afaceri, o afacere va fi aleasă și vor fi finanțate această afacere din Fondul Social European, din fonduri de pe acest proiect. Prin cursurile de instruire, proiectul îi va ajuta pe tinerii care doresc să-și deschidă propria afacere. În același timp, va contribui la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii ca motor al creșterii economice. Acest proiect național are o valoare de aproximativ 5 milioane de euro. În Mehedinți urmează să fie implementat în perioada ianuarie-octombrie 2011.